Cracker de post cu ceapă. Îi puteți lăsa să se facă un pic mai prăjiți, dacă doriți. Un delicio. Încă sunt calzi. Ei se rup, sunt crocanți când sunt reci. Pentru crackersul nostru, pentru biscuiții noștri sărați, cu ceapă verde, vom avea nevoie de... Voi cântări 150 de făină. Voi pune 60 de apă. Cântărim totul în grame. Punem 60 de apă. 58, 60, un praf de sare, 30 de ulei, așa, și ceapă verde. Mai întâi amestecăm bine toate aceste ingrediente. Voi adăuga și un vârf de cuțit de amoniac. Acesta pentru biscuiți este bun. Așa. Și am să pun așa cu un cuțitaș. Am să pun așa cu un cuțitaș puțin praf de amoniac. Ia uitați așa, un vârf de cuțit, nu mai mult. Și o să amestecăm așa bine totul. Acum voi măcina, voi mixa sau voi tăia bucățele puțină ceapă verde. Ia uitați, eu am aici așa o ceapă potrivită. Și am să o toc așa bine, să o fac mai mărunțică ceapa. Fac gălăgie. Ei! Priza nu-i deschisă. Ia să vedem acum. Așa. Așa. Am reușit și am făcut și ceapa. Ia uitați. Deci am așa, am două linguri de ceapă. Ceapă o puneți după gust. Eu pun mai multă că mie îmi place. Așa. Deci două linguri de ceapă bună. Gustați de sare. Am să pun și un praf de sare așa pe ceapă.
acum amestecăm bine acest aluat. O să-ți facem totul de post. Bună ziua, Vase! Vase, bine ai venit! Și bine ați venit tuturor! Deci am început cu aluatul pentru mărțișoarele noastre dulci. O să facem imediat, am aici aluatul, se odihnește. O să facem, o să le dăm forma și le dăm la cuptor. Aici avem biscuiții sărați cu ceapă sau crackers, cum doriți să-i numiți. Așa. Și cât se coc, eu mi-am pregătit aici, am foi de anghinare și o să facem un lichior digestiv. Deci începem astăzi și îl terminăm săptămâna viitoare. Ah, ceapa miroase, mă dor ochii. Așa, și o să punem aceste foițe într-un vas cu țuică sau alcool. Eu le pun cu țuică făcută de tăticul, dar puteți pune și alcool. Și le lăsăm să se macereze până săptămâna viitoare, o săptămână. Și din când în când mai zbatem. Și săptămâna viitoare facem un sirop și îl punem în sticle. Așa. O să mai am nevoie, cred că, de puțină făină. Așa, să pun așa aici și să amestecăm. Așa. Și acesta este aluatul. Și amestecăm așa bine. Îl punem în folie și începem cu ghioceii noștri. O să mai pun puțină făină. Căci apa are, conține apă. Și au umezit puțin aluatul. Bine ai venit, Vasi! Da, sunt de post, Elena. Astăzi le facem de post. Așa, să încercați sfințișorii mei de post, acei umpluți cu nucă și cu cacao, să vedeți ce buni sunt. Eu când i-am făcut, s-au terminat imediat și aceasta este mai mare, o dau deoparte. Și ați văzut că am dat forma de 8 și apoi am și tăiat. Deci cei umpluți i-am lăsat așa, normal, acea formă de 8. Și am făcut și simpli și am tăiat așa deasupra, am dat prin uncă și ați văzut ce frumoși sunt. Așa, i-am făcut așa pentru sărbătoare, în straie de sărbătoare. Aluatul nostru este gata, ia uitați-l cu ceapă. Așa. Și acum îl las să se odihnească. Așa, îl întinde. Și o să-l tăiem cu această formă, vedeți? Așa. Și o să avem nevoie și de o furculiță. Ca să le dăm forma aceea de biscuit, de crackers. Să fim atenți și la cuptor, să nu se ardă. Așa, și întindem. Vedeți că are ceapă în interior. O puteți toca și mai mărunt, dacă doriți. Gustați de sare, să fie buni de sare, să fie gustoși. Așa. Deci astăzi facem biscuiți de post. Și sărați și dulci. Așa. Vedeți ce mărțișoare fac eu. Așa, mai punem făină ca să putem întinde bine. Aluatul s-a odihnit. Circa o oră. Așa. Cât de groși îi doriți să-i faceți? Crackers cu ceapă verde. Am această formă și tăiem. Așa. Puteți face și cu brânzică în interior, ce vă place.
mai întind așa puțin aici. Așa. Și tăiem și facem. Și îi dăm la cuptor și tot la fel se fac în 5 minute. Rapizi. Așa. Așa, vom strânge aluatul și o să-l mai întindem o dată, cel care a rămas. Cu surplusul, ia. Ia uitați ceapa. Așa. Îl întindem imediat și pe acesta. Și ca să semene cu crackersul nostru, avem nevoie de o furculiță. Și o să facem așa, ia uitați. Vedeți? Așa. Să fac așa mai repede. Ia uitați cum arată. Așa, și imediat îi dăm la cuptor. Se fac repede, repede, repede. Sau puteți face doar o singură pe mijloc, doar așa. Dar mie îmi plac peste tot. Așa. O să-i facem pe ăștia, îi punem pe foaie și imediat îi dăm la cuptor și îi punem așa aici. Ia să vedem dacă îmi încap toți. Facem crackers. Să știți că sunt buni. Să-i încercați, sunt de post. Așa. Și dacă vă place ceapă verde, iată, vedeți? Și acum îi dăm la cuptor. Tot așa, 5 minute, maxim 10. Ia uitați, crackers cu ceapă, sferbinți, ia uitați cum au ieșit, vedeți? Și o să-i punem așa pe o farfurie. O să iau și am să-i pun așa, unul lângă celălalt. Vedeți cum arată? Crackers cu ceapă, de post. Așa. De crackers. Vă pup. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. O zi frumoasă și ne vedem mâine dimineață. Mâine să